credința multora s-a stins, că nu mai trăiesc după adevăr. Și atâția orbi și atâți ologi stau linică drumii și prin pritvor. Ei nu mai simt niciun fior. Atinge-i fiului David, trece Iisus din Nazaret. Te-ntreabă Iisus, te-ntreabă ce să-ți fac. O strigă scăpare din meu, o fiul lui David, inidură-te de mine acum. Vreau să-l văd pe Domn și să umblu și să rămân pe veci cu Domnul. Amin, slavă Domnului.
Din toată inima spun că lăudat să fie Domnul. Frați și surori, sunt bucuros să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră. În câteva cuvinte, aș vrea să vă mărturisesc cum Dumnezeu a lucrat în viața mea în chip minunat și nu aș vrea să spun altceva decât să mărturisesc măreția lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui! În urmă cu 4 ani, frați și surori, așa precum am făcut-o și în seara aceasta, am plecat cu un grup de tineri din biserica noastră la un serviciu în care era aproape de Crăciun și am mers să aducem câteva cântări spre lauda lui Dumnezeu cu privire la evenimentul acela de sfârșit de an, nașterea Domnului. Aceasta se întâmpla în 5 decembrie anul 2007, atunci când lângă Timișoara, la un sat, se oficia acest serviciu. Am plecat înspre drum. Ajungând acolo, am traversat un drum național. Eram primul din cei care a mers. În urma mea erau vreo 20 de tineri. Un om care era sub influența alcoolului m-a luat în plin cu mașina lui, m-a aruncat la câțiva metri în aer. Am căzut într-o altă mașină, cei care, frații care conduc mașinile, știu. După izbitura aceasta am căzut într-o altă mașină, spărgând parbrizul din spate și am căzut unde stau pasagerii în spate, undeva la picioare, în altă mașină. Aș vrea să vă spun că în urma impactului puternic, eram conștient, poate 2-3 secunde, duhul de viață, parcă nu l-am mai simțit în mine, dar întotdeauna am știut că sunt copilul lui Dumnezeu și El este la cârma vieții mele, lăudat să fie numele Lui. Eram întins în mașina aceea și doar auzeam voci din dreapta și din stânga, femei, bărbați care veneau, se uitau la mine și spuneau așa: lăsați-l că a murit. Fratele meu, împreună cu tinerii din biserică, au venit la mine să mă ridice de acolo și să mă pună pe banchetă. M-au ridicat și aș vrea să vă spun că timpul în care am fost izbit și până ce am ajuns acolo, respirația mi s-a stins și oarecum eram cu un picior pe tărâmul de dincolo. Atunci când a venit fratele meu cu frații din biserică, m-au ridicat de acolo și parcă duhul de viață din nou a venit peste mine și respirația din nou a fost în ările mele. Aș vrea să vă mărturisesc că atunci când m-au ridicat de jos, n-au știut că mâna dreaptă era ruptă, degetul mare de la mâna stângă era rupt, picioarele erau rupte și atunci când m-a ridicat de la genunchi în jos, picioarele au căzut pentru că erau rupte. A urmat, bineînțeles, clipe cum n-am crezut niciodată că o să fie peste viața mea. Până la 24 de ani n-am fost internat în spital nici măcar o oră. Dumnezeu m-a binecuvântat și toată slava aia Lui. Dar a găsit cu care ca într-o zi, după 5 luni de căsătorie, să intru în cuptor. E greu atunci când te moderează Domnul, dar mai greu e atunci când te introduce în cuptor ca să te curățească. Au urmat clipe grele pentru mine, clipe de suferință, operații, mâinile, picioarele, în membrele acestea au fost introduse niște tije de fier ca oasele să se refacă cât mai repede. Dar ce vreau să vă mărturisesc? Aș vrea să vă mărturisesc cum Dumnezeu lucrează minunat, cum Dumnezeu își face numele de slavă și este viu și în ziua de astăzi, lăudat să fie numele Lui. Pentru că sunt în seara aceasta aici, este măreția lui Dumnezeu. Trebuia să fiu în țărâna pământului de 4 ani de zile, dar prin îndurarea lui Dumnezeu, în dreptul meu a scris viață, ca eu astăzi și în seara aceasta să fiu în fața dumneavoastră și să vă mărturisesc despre un Dumnezeu care trăiește în veci de veci. Lăudat să fie numele Lui! Stând acolo pe patul de suferință în spital, veneau oameni la mine și spuneau: dar cum se poate? Ai mers să slujești lui Dumnezeu?
Stăteam și îmi puneam și eu întrebarea și spuneam, Doamne, cum se poate? Am mers în lucrarea Ta. Dar n-am știut că în spatele acestei lucrări, Dumnezeu vrea să-ți proslăvească numele Lui. Era într-o vineri seara și după operația de la picioare, eram împreună cu soția mea și pe la 6 seara, o doctoriță venea și îmi făcea din 6 în 6 ore un calmant pentru că durerile erau insuportabile la picioare și trebuia să vină la ora 6. Stăteam împreună cu soția și am spus, parcă putere nu mai am, parcă durerile m-au copleșit așa de tare încât nu mai pot. Cu toate că sunt tânăr, cu toate că Dumnezeu a îngăduit toate, dar simt că nu mai pot. La 6 și un pic, i-am spus la soție, haide să ne punem să ne rugăm. Ne-am pus amândoi și cel puțin eu am făcut o rugăciune cum n-am făcut în viața mea. Am crescut într-o familie în care tata era slujitor în biserica lui Dumnezeu și adeseori către mine și către fratele meu ne spunea, mă băieți ai mei, e bine că veniți cu mine la biserică, dar ar trebui să slujiți și voi. Și noi aveam cuvintele și spuneam, tată, dacă tu ești slujitor, cred că ne este de ajuns. Dumnezeu a îngăduit toate acestea, frați și surori, nu spre prăbușirea mea, ci spre ridicarea ființei mele, spre ridicarea bisericii. Toată slava îi se aduce numai Lui. Eram acolo în suferință și stăteam în rugăciune, neștiind că la biserica noastră, fratele meu împreună cu toată adunarea s-a adunat ca să se roage pentru mine. Vă spuneam că ce am crescut în familie în care s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu și trăirea și voia lui Dumnezeu în fiecare zi, ne spunea părinții noștri, dar noi de multe ori îi lăsam deoparte. Ne vorbea despre bunătatea lui Dumnezeu și despre minunile pe care le făcea Dumnezeu, le făcea. Niciodată poate n-am meditat mai adânc și să mă încred în Domnul. Dar a venit seara în care să mă rog înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne Iisuse, dacă Tu ești un Dumnezeu viu, dacă ești un Dumnezeu care ridici și dai vindecare, aș vrea să o faci cu mine, pentru că aș vrea să Te mărturisesc pe Tine. Și dacă în seara aceasta stau în fața dumneavoastră, este o promisiune făcută de mine înaintea lui Dumnezeu. I-am spus, Doamne, dacă Tu mă vindeci, pe unde o să merg? O să Te vestesc pe Tine și îndurarea Ta cea mare. Am stat în rugăciune și colegii de salon știau că sunt pocăit. Și oarecum spuneau, dar cum se poate? Și pocăiții au accidente și ei suferă și ei trec prin încercări. Și oarecum așteptau să se întâmple ceva cu mine pentru că sunt un copil al lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul că El s-a implicat. Atunci când am stat în rugăciune și am spus, Doamne Iisuse, nu mai pot. Nu mai pot să îndur durerile. Aș vrea să vă spun că și dintr-o dată a venit peste mine o pace și o liniște. La început am spus precis, am leșinat din cauza suferinței. Dar era Duhul lui Dumnezeu, lăudat să fie El. Era puterea lui Dumnezeu care venise peste mine. Și la fracțiune de secundă, la clipeală ochiului, Dumnezeu mi-a luat durerea de la picioare. Le-am mărturisit de acolo în salon și le-am spus, am un mare Dumnezeu. Și dacă nu m-au crezut, am spus, până acum din 6 în 6 ore venea doctorița la mine și îmi făcea calmante. Le-am spus, am un Dumnezeu mare care de acum încolo nu o să mai vină să-mi facă calmant. De ce? Pentru că însuși Hristos, Domnul, s-a atins de mine, lăudat să fie numele Lui. Am ieșit din spital după operațiile care s-au făcut. Vreau să cumplim mărturisirea mea pentru că ea este foarte lungă. În fiecare zi vedeam brațul lui Dumnezeu care era peste mine. Am ieșit din spital după 3 săptămâni, am ajuns acasă. Ca să vă dați seama cât de gravă era starea mea, după 3 săptămâni, ajungând acasă, fratele meu mă ținea de mijloc și puteam să stau în picioare doar 3 secunde. Până ce număr? 1, 2, 3. Și trebuia să mă pună la loc.
După o lună jumate în care am reușit să stau în picioare, n-am mai știut să merg. A trebuit să învăț să merg ca un copil mic. Am mers la recuperare și doctorii, când m-au văzut, un doctor, când mi-a luat fișa de ieșire din spital, s-a uitat odată pe ea, s-a uitat de două ori pe ea și a spus: tu ești cel care a avut accident? Da, eu sunt. Nu se poate. Nu se poate un om cu așa traume să se refacă atât de repede. Și atunci i-a mărturisit: mai presus de medicii care m-au operat, am avut un doctor suprem, lăudat să fie numele Lui. El s-a atins de mine și sunt vindecat, lăudat să fie Domnul. Stăteam în fața acelui doctor și nu-i venea să creadă. Și tu te poți ridica în picioare? M-am ridicat în picioare și a zis: extraordinar, așa ceva n-am văzut. Dumnezeu și-a arătat slava în continuare și după ce m-am făcut bine, după circa un an de zile, am mers în fața doctorului care m-a operat. Și a spus: domnul Todor, ați venit să vă văd, mă bucur, dar de când v-am operat pe dumneavoastră, pentru mine s-a ridicat un semn de întrebare. Am văzut ceva extraordinar în dumneavoastră, în evoluția dumneavoastră, și de când v-am operat pe dumneavoastră a trecut un an. Am operat circa 200 de pacienți. Dar vreau să vă spun un lucru. Din toți, dumneavoastră sunteți cel mai bine. Și din nou i-au spus: domnule doctor, cred că și mâna dumneavoastră a fost iscusită, dar mai presus de mâna dumneavoastră a stat doctorul suprem, Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui, Cel care mi-a dat vindecare, Cel care mi-a dat zile și Cel care îi slujesc în fiecare zi. Mă încred în El, frați și surori, orice ar veni. Aș vrea în seara aceasta, cei care v-ați pus de mult întrebarea și v-ați întrebat înaintea lui Dumnezeu: Doamne, oare mai am scăpare? Nu o să facem rugăciunea pentru cei care sunt în suferință, dar aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Și fiecare cred că avem probleme în viețile noastre. Prin mărturisirea aceasta, frați și surori, aș vrea să primim un imbold înaintea Domnului și să spunem: Doamne, eu cred că și astăzi pot să intervin în problema mea. Psalmistul în Psalmul 91, și mie îmi place așa de mult, spune: cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, lăudat să fie numele Lui. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare. Și cred că fiecare din noi avem probleme și cereri înaintea lui Dumnezeu. Cu toată încredințarea o spun: Iisus Hristos este aici să audă problema ta și problema mea. Deschide-ți inima și spune: Doamne, intervino și în familia mea, în problema mea. Și din toată inima spun: Hristos ne va asculta, lăudat să fie numele Lui în veci. Amin.
bucurăm de aceste mărturii minunate, cuvinte frumoase, prin care este glorificat Cel care merită, Cel care poate, Cel care dă biruință, El este Dumnezeul nostru. Mărire lui Dumnezeu! Haideți să continuăm părtășia noastră și cu toții să ne unim, să cântăm spre slava Domnului. Apoi sora Romelia va lăuda pe Domnul cu o cântare, Dumnezeu să-L binecuvinteze. Fratele Bogdan va mai lăuda pe Domnul cântând. Grupul de la Timișoara vor cânta spre slava Domnului. Și după cântările acestea, îl invităm pe fratele Iosif Borca de la Alba să aducă un cuvânt din partea Domnului. Continuăm să ne rugăm și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și pentru că lucrarea Domnului se face cu Duhul Sfânt și cu bani, haideți să ne închinăm și cu darurile de bunăvoie înaintea lui Dumnezeu și Domnul să primească și această închinare plăcută înaintea Lui. Amen. Să fie rugăciunea ta o jertfă pentru slava ta, de laudă și adorare, când stai plecat înaintea Lui, dă-i mulțumire Domnului și spune, Doamne, Tu ești mare. Te poartă printre stele, te ajută când treci prin clipe grele. Rugăciunea când treci prin încercare, te ridică și vezi că Domnul-i mare. Prin rugăciune tu găsești alese bucurii cerești, când vine Domnul cercetare. Prin Duhul Sfânt tu mijlocești și uiți de cele pământești, cu Domnul Sfânt la rugăciune. Rugăciunea te poartă printre stele, te ajută când treci prin clipe grele. Rugăciunea când treci prin încercare, te ridică și vezi că Domnul-i mare. Rugăciunea te poartă printre stele, te ajută când treci prin clipe grele. Rugăciunea când treci prin încercare, te ridică și vezi că Domnul-i mare. Și Domnul Iisus s-a rugat, din chinuri grele a strigat, o Tată iartă alor vină, te roagă frate ca Iisus, și vei primi din ce răspuns, durerea Domnul ți-o alină. Rugăciunea te poartă printre stele, te ajută când treci prin clipe grele. Rugăciunea când treci prin încercare, te ridică și vezi că Domnul-i mare. Veniți voi, frați, să ne rugăm, spre stânca vieții să strigăm, doar El ne dă din apa vie,
mai e puțin și vom pleca. Acolo nu ne-o mai ruga, căci vom cânta de bucurie. Rugăciunea te poartă printre stele, te ajută când treci în clipe grele. Rugăciunea când treci prin încercare, te ridică și vezi că Domnul-i mare. Rugăciunea te poartă printre stele, te ajută când treci prin clipe grele. Rugăciunea când treci prin încercare, te ridică și vezi că Domnul-i mare. Thank you.
Lăudați să fie Domnul! Anul trecut, în septembrie, și eu mă îndreptam spre lucrarea Domnului și am avut un accident cu mașina. Și am zis, Doamne, în lucrarea Ta mă îndreptam, în inima mea mă întrebam, ce vor spune frații că am avut accidentul, că mă îndreptam în lucrare? Ce vor spune cei din jurul meu? Ce vor spune vecinii? Ce vor spune prietenii? Și m-am dus cu inima frânt înaintea Domnului la un cer de rugăciune și numai Dumnezeu a cunoscut taina mea. Și Domnul a ridicat un proroc acolo și a vorbit astfel. Te-a întrebat în sinea ta ce vor spune oamenii despre tine că și-ai făcut acest accident. Ce vor spune vecinii, ce vor spune prietenii, ce vor spune frații. Și iată răspunsul Domnului. Nu e important ce spune omul despre tine, important ce spune Domnul. Amin? Și cântarea pe care vreau să o cânt spune, pot chiar să se mute munții, eu de Dumnezeu sunt izbăvit. Și când am fost în această încercare, mâna Lui a fost întinsă asupra mea. Și dau slavă și voi mărturisi. Amin. Eu strig, lăuda să fie Domnul, și sunt izbăvit de-ai mei vrăjmași. Valurile cârmii peste mine, Tu mă scoți, Iisuse, nu mă lași. Valurile cârmii peste mine, Tu mă scoți, Iisuse, nu mă lași. Doar pe Tine eu te laud, Domnul meu Iisus iubit, pot chiar să se pot de morții, de Tatăl, de Fiul izbăvit. Glorie Lui! Pot chiar să se pot de morții, eu de Dumnezeu sunt. Căci eu știu în cine am crezut, de mie împotrivă toată lumea, pe Tatăl, pe Fiul îl am scut. De ție împotrivă toată lumea, tu pe Dumnezeu îl ai scut. Doar pe Tine eu te laud, doar pe Tine eu te laud. Domnul meu Iisus iubesc, pot chiar să se mute morții, eu de Dumnezeu sunt izbăvit. Pot chiar să se mute morții, eu de Dumnezeu sunt izbăvit. Vreau să știe toată lumea cât de mare-i Dumnezeul meu, cât de bun a fost Domnul cu mine, căci mi-a ridicat păcatul greu. Cât de bun a fost și mi-a vindecat El boala grea. Haideți cu toții!
dar pe tine eu te laud. Domnul meu Iisus, iubesc, pot chiar să se mute moțe. Eu de Dumnezeu sunt izbăvit, pot chiar să se mute moțe. Eu de Dumnezeu sunt izbăvit. Te iubește și pe tine, vrea să guși tu din harul său, din o să primești eliberarea, să înțelegi ce bun e Dumnezeu, din o să primești eliberarea, ce mare-i Dumnezeu. Doar pe tine eu te laud, Domnul meu Iisus, iubesc, pot chiar să se mute moții. Eu de Dumnezeu sunt izbăvit, glorie lui, pot chiar să se note moțe. Eu de Dumnezeu sunt izbăvit, de aceea te laud, Domnul meu, de aceea te voi slăbi mereu. Ești mare, ești sfânt, ești bun, ești minunat, o Domnul meu, fi binecuvântat. Osana, laudă Domnului, laudă Domnului, căci ne-a salvat. Cu toții! Osana, laudă Domnului, laudă Domnului, căci m-a salvat. Amin. Cântarea spune: să mergi pe calea îngustă e un har, e un har nespus. Deși pe ea e luptă, îi aduce la Iisus. Deși-s dureri și lacrimi, șurcușul-i tot mai greu, la capăt ne așteaptă pe tronul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele. Thank you.
de această poartă stântă, puțin se anevoiesc. Dar calea aceasta-i sfântă, e un drum dumnezeiesc. Au mers pe ea martirii, privind mereu în sus, cu dorul întâlnirii pe mirele Iisus. Au mers pe ea martirii, privind mereu sfinții și toți drepții spre același Domn înalt. Au mers plin de iubire și David și Avraam, privind spre răsplătire, spre noul Canaan. Au mers carul lui de biruință în fiecare zi. A lui să fie toată gloria și mărirea în vecii vecilor. Amin. N-am mai fost la dumneavoastră de foarte mult timp. Erați în locașul vechi. Locașul acesta, m-am uitat la el de la bun început, este mai amenajat, mai frumos și cred că și dumneavoastră ați progresat spiritual. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara aceasta suntem aici la dumneavoastră împreună cu alți doi frați de la noi din județul Alba, localitatea Ighel. N-am venit invitat special ca să vă slujim. Am venit cu un alt scop aici în zona dumneavoastră a Clujului, dar am zis că pocăiților le șade bine să fie și la părtășie. Le șade bine să fie împreună în casa lui Dumnezeu, că aici dă Domnul adevărata binecuvântare, mărit să fie numele Lui. Facă Domnul în minutele în care urmează cercetarea Lui, cuvântul Lui, să ne motiveze și să ne inspire pentru o nouă rugăciune, dar în același timp să ne trezească mintea noastră sănătoasă și să putem să ne relaționăm corect la voia lui Dumnezeu și la singura împărăție pe care o are Domnul pentru noi. Slavă Lui! Un lucru despre care aș vrea să vorbesc în această seară este un lucru pe care eu mi-l doresc și sunt ferm convins că nu există om în seara aceasta, în locul de închinare, să nu-l fi dorit. Știți ce ne dorim noi foarte mult în viața asta? Propășirea. Să propășim.
Eu n-am auzit încă om care a ajuns la o anumită vârstă și discernă între lucruri, face diferența, își dă seama de ce e viața asta, să nu-și dorească propășire. Propășire spirituală, în primul rând spirituală, propășire intelectuală, propășire, dacă vreți, familială, propășire profesională, propășire în business-ul cuiva. Oamenii își doresc propășirea, să înainteze, să aibă progres, să le meargă viața înainte în ceea ce înseamnă binele. Nu mă refer la Evanghelia prosperității în seara aceasta, nu, nici pe departe, ci mă refer la propășirea adevărată despre care Biblia vorbește clar pentru noi. Am să vă amintesc în această seară un om din Biblie, din Vechiul Testament, care a avut parte în viața lui de propășire. Era o zi cu mare fast pentru națiunea Israel, s-au adus mii de jertfe, era bucurie pentru popor, era întronat a doua oară Solomon. A doua oară. Omul ăsta s-a așezat pe scaunul lui de domnie, înaintea Domnului, în fața Israelului, poporul era supus, ascultat de el, avea deja autoritate. Și auziți ce spune cuvântul Domnului în prima carte a Cronicilor, capitolul 29, versetul 23. El a propășit și tot Israelul l-a ascultat. Versetul 25. Domnul a înălțat tot mai mult pe Solomon sub ochii întregului Israel și i-a făcut domnia mai strălucită decât a oricărui împărat al lui Israel înaintea lui. Știți cine a făcut lucrul acesta, fraților, surorilor? Vreau să vă spun în această seară, Solomon, în primul și în primul rând, a fost omul care personal a experimentat propășirea pe care o dă Dumnezeu. Despre el ne spune Evanghelia, Biblia, în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, că a fost omul propășirii. Niciunul nu se poate ridica în seara asta să spună că Biblia spune altceva. Despre Solomon spune, el a propășit. Vreau să vă spun în seara aceasta, știți cine dă adevărata propășire? Spune aici, Domnul a înălțat pe Solomon. Adevărata propășire, întotdeauna, indiferent de domeniu spiritual, academic, știu eu, profesional, intelectual, familial, material, indiferent, propășirea adevărată o dă unul singur, Dumnezeu. Vreau să vă mai spun ceva. Adevărata propășire, ne spune cuvântul acesta în această seară, se realizează la Dumnezeu treptat. Uitați-vă în Biblie și de cele mai multe ori o să vedeți că Dumnezeu a dat propășire oamenilor. Dar propășirea asta a fost încetul cu încetul. Știți ce spune aici? Dumnezeu a înălțat tot mai mult pe Solomon. Nu dintr-o dată. Uitați-vă la viața lui Daniel și o să vedeți că omul ăsta încetul cu încetul e înălțat de Dumnezeu. Uitați-vă la Iosif în cartea Genesei. Dumnezeu are o înălțare, un progres, o propășire treptată pentru el. Adevărata propășire este una ce se realizează în trepte, înaintea lui Dumnezeu. Știți, noi vrem să sărim dintr-o dată pe locul întâi. Noi vrem dintr-o dată să ne ducă Dumnezeu acolo unde e mai bine. Dar se amintea în seara aceasta aici, uneori calea șlefuirii lui Dumnezeu e calea suferinței. Uneori din groapă Dumnezeu ne ridică și ne aduce pe culmi spirituale, binecuvântând viața noastră. Slăvit să fie numele Lui! Apoi vreau să mai spun ceva despre adevărata propășire. Adevărata propășire, fraților și surorilor, este întotdeauna vizibilă. Vizibilă! Știți ce spune pasajul acesta? Nu doar că propășirea a adus-o Domnul, nu doar că ea s-a realizat treptat, zice, i-a avut loc sub ochii întregului Israel. Fraților și surorilor, vedeți, uneori noi avem propășirile noastre din partea unora. Dar propășirile noastre uneori sunt izolate, sunt ascunse, sunt mascate. Uneori noi intenționăm să le facem în modul acesta, să nu iasă dintr-o dată în evidență. Propășirea care o dă Dumnezeu întotdeauna este vizibilă sub ochii întregului Israel. Ce ziceți? Israelul a văzut propășirea lui Solomon?
A văzut-o, nu? Că a fost sub ochii lor. Apoi, fraților și surorilor, adevărata propășire, vreau să vă spun în seara aceasta, este distinctă și superioară întotdeauna. Și ce spune paragraful acesta din Biblie? Că Domnul i-a făcut domnia, și să fim atenți, mai strălucită decât a fost a oricărui împărat al lui Israel înaintea lui. Există expresia asta în Biblie, mai strălucită. Au mai fost împărați, au avut domnia lor, au avut anii lor de domnie, au avut luptele lor, dar pasajul este clar și specific în această seară. Adevărata propășire care vine de la Dumnezeu în mod treptat este vizibilă, această propășire este distinctă și superioară. Știți de ce? Nimeni nu legalează pe Dumnezeul nostru atunci când El hotărăște să facă o lucrare cu cineva. Întotdeauna Dumnezeul nostru este perfect, este atot știutor, este atot puternic. Nimeni nu se poate pune în calea lui Dumnezeu. El unora le-a tăiat calea. El pe alții i-a dat la o parte. De ce? Dumnezeul nostru este marele suveran care face ce vrea în cer, pe pământ, în biserică, în familie, în societate, în viața individului, slăvit să fie numele Lui. Fraților și surorilor, toți ne dorim propășire. Solomon, ne spune Biblia în această seară, a fost omul care a avut parte în viață de propășire. I-a dat-o Dumnezeu, a venit treptat, a fost vizibilă, a fost distinctă și superioară. Dar știți ce mai spune Scriptura despre propășirea lui Solomon? Nu doar că a experimentat-o el și putea să rămână undeva izolată, mascată și să zică, eu sunt bucuros că am propășire, dar ce folos că națiunea asta nu știe de propășirea lui Dumnezeu în viața lui. Știți ce mai spune Biblia despre propășirea lui Solomon? Omul s-a propășit că a fost cineva lângă el să-l învețe cum poate ajunge la propășire. A fost cineva în viața lui implicat în clipele în care omul acesta se apropia de trecerea din viață, era tocmai vorba despre tatăl lui și auziți ce ne spune Scriptura, tot aici în Cartea Cronicilor, în capitolul 22, stă David de vorbă cu Solomon și spune: auzi fiule, eu am vrut să zidesc o casă lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a zis, tu ai fost în multe războaie implicat, ai vărsat mult sânge, nu tu ești cel care îmi zidești casa aceasta. Ai un fiu numit fiul al odihnei, el va veni și îmi va zidi casa. Și spre final spune David tatălui așa: Domnul să fie cu tine ca să propășești. Domnul să fie cu tine ca să propășești. Versetul 13 din 1 Cronici 22, atunci vei propăși dacă vei căuta să împlinești legile și poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul. Vreau să vă spun în această seară un secret, fraților, surorilor, tinerilor. Fără Biblie și fără prezența lui Dumnezeu nu există niciun fel de propășire după planul lui Dumnezeu. Mai întâi David a fost conștient, ca un om cu experiență de viață, s-a plecat spre fiul lui și a zis: dacă e Domnul cu tine, dacă e prezența lui cu viața ta, atunci e primul pas înfăptuit înspre propășire. Dar mai există ceva. Vezi că Domnul are legi, vezi că Domnul are porunci, vezi că Domnul stabilește condiții, are standarde, principii pentru viață. Dacă te apleci să le împlinești, stai aproape de ele. Propășirea vine din mâna lui Dumnezeu. Fără Biblie și fără Dumnezeu, fără prezența Lui, fără implicarea Lui, fără inițiativa Lui, nu există propășire. Știți de ce consemnează Biblia că Solomon a propășit? Știți de ce? A avut un tată extraordinar și vreau să vă întreb, dragi părinți, în această seară. Vă mai îndemnați copiii dumneavoastră să se apropie de cuvântul lui Dumnezeu într-o societate în care Biblia este dată undeva deoparte? Într-o societate în care Biblia este considerată o carte de rutină și oamenii nu mai au nevoie de legile lui Dumnezeu, oamenii promovează alte legi, o legislație care uneori conduce la altceva. Vă întreb deschis în această seară, oare ce aduce propășirea copiilor dumneavoastră? Ce aduce propășirea chiar a dumneavoastră, a bisericii în care vă închinați? Nu același Dumnezeu cu prezența Lui? Nu aceeași carte cu legile lui Dumnezeu, cu principiile lui Dumnezeu, cu poruncile Lui?
De aceea îmi permis să spun această seară deschis, sincer, apropo și Solomon, pentru că a avut un tată care l-a învățat ce să facă, cum să ajungă la propășire. Și interesant ceva, vreau să vă mai spun ceva în această seară. Știți că Dumnezeu nu dă niciodată propășire unui om și propășirea aceea să nu fie recunoscută? Cum vi s-ar părea dumneavoastră să dea propășire Dumnezeu cuiva, propășirea să rămână ascunsă și să nu fie recunoscută de cei din jur? Oamenii văd când e implicată mâna lui Dumnezeu. Chiar și oamenii necredincioși văd lucrul acesta. Știți, o împărăteasă din Seba, ne spune prima carte a împăraților, capitolul 10, a auzit de marea faima lui Solomon și a zis: măi, eu nu mă convin, până nu mă duc la Ierusalim să văd pe omul ăsta, dacă chiar e el așa de înțelept, eu nu mă convin. Femeia asta era un fel de Toma din Noul Testament. Și-o venit cu alai, parcă era o adevărată sărbătoare, o venit la Ierusalim acolo și i-a pus tot felul de întrebări lui Solomon. A fost vreo întrebare la care să nu-i fi răspuns Solomon? Și ce spune Scriptura? Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să îi le lămurească. Nimic! Și femeia aceasta rămasă uimită, a zis împăratului: a, zice, deci e adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Și auziți, nu credeam până n-am venit și n-am văzut. Vedeți, exact ca și Toma, până n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înțelepciune și vreau să fiți atenți și propășire decât am auzit mergându-ți faima. O femeie care a venit dintr-o altă țară. Nu știm dacă femeia asta a avut o relație personală cu Dumnezeu. Lucrul acesta nu ne este nou relatat ca să înțelegem în această seară, dar știm că femeia asta a văzut că Solomon a avut propășire. Propășire. Când dă Dumnezeu propășire cuiva, fraților și surorilor, propășirea aceea este recunoscută de alții. E vizibilă, cum spuneam mai devreme, sare în ochii altora și să uimesc oamenii, cum spunea fratele nostru, nu? Trebuie să fie mâna lui Dumnezeu acolo, intervenția lui Dumnezeu. Bine, a lucrat și medicul, iscusința lui, pregătirea lui, s-a străduit. Dar dincolo de înțelepciunea oamenilor, de știința oamenilor, dincolo de priceperea oamenilor, este unul care le-a făcut pe toate astea și el este inegalabil și incomparabil. E Dumnezeu, mărit să fie numele. Solomon a fost omul care a experimentat personal propășire. Solomon a fost omul care a fost învățat cum poate să aibă propășire în viață. Solomon, de asemenea, a fost omul la care s-au uitat alții și au recunoscut propășire. Dar omul acesta a fost înțelept și îmi place și cu asta vreau să închei. Solomon i-a învățat și pe alții ce s-ar putea să îi împiedice să n-aibă propășire. După ce a experimentat el, după ce a învățat de la tatălui cum poate să aibă propășire, după ce s-au uitat alții la el și au zis: într-adevăr, omule, ai propășire după cum au vorbit alții despre tine, omul acesta s-a pus în fața altora și a început să scrie. Nu cumva cineva să se împiedice în viață și să n-ajungă la adevărata propășire. Și ce spune el în cartea Proverbelor? Auziți ce spune? El a scris cartea aceasta plină de înțelepciune. În cartea Proverbelor, capitolul 28, versetul 13. Cine își ascunde fără de legile, ce se întâmplă cu omul acesta? Nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Vedeți, omul ăsta în toată înțelepciunea lui a zis: omul pe pământ în fața păcatului are doar două alternative. Când păcătuiesc, să maschez păcatul, să-l învălui, să-l ascund, să nu știe vecinul, să nu știe fratele, să nu știe sora, lasă mai bine eu cu păcatul meu, ținut acolo, ascuns. Și zicea el: mai este o alternativă. Să mă uit la păcatul meu, să spun înaintea lui Dumnezeu, să-l mărturisesc, să mă golesc de păcatul meu și atunci vine îndurarea de la Dumnezeu. Fraților și surorilor, aș vrea să facem o rugăciune în această seară. Eu sunt convins că în viața asta toți ne dorim propășirea. Dar știți că propășirea nu o dă altul așa cum am vrea noi să fie, ca și Dumnezeu?
Nu de nimeni, fraților și surorilor. Adevărata propășire, dacă ești la școală și încă mai ai examene, sau vor veni ani în față și sunt anumite examene de trecut în viața asta, nu doar în domeniul acesta profesional, dă-mi voie să spun în această seară, leagă-ți viața de Dumnezeu cel viu și adevărat. De la El vine propășirea aceea, chiar dacă uneori este îndrepte, chiar dacă uneori apare așa încetul cu încetul. Să știți, Dumnezeu aduce adevărata propășire și a trebuit să fie recunoscută de alții. Și propășirea aceasta este învățată din Biblie și de la Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Poate ai un domeniu în seara aceasta în care ai vrea să-ți dea Dumnezeu adevărata propășire. Îți cunoști problema dumitale, nevoia pe care o ai, știi țelul unde vrei să ajungi și aș vrea în această seară, în minutele care stau înainte, roagă-L pe bunul Dumnezeu, nu cumva să te lase să urmărești propoșirile tale și ale mele în viața asta. Nu cumva să urmărești doar țintele și interesele mele și să sfidezi voia clară și sinceră și bună a lui Dumnezeu. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți lumineze ochii. Să vezi cum aduce El propășirea. Roagă-L pe Dumnezeu dacă vor vedea alții din jur propășirea în domeniu în care ai nevoie de propășire. Dar cel mai mult, fraților și surori, o trebuie să recunoști, avem nevoie de propășire spirituală. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să se vadă propășire în rugăciunile noastre, să se vadă propășire în cântările noastre, să se vadă propășire în evangelizările noastre, să se vadă propășire în predicile noastre, să se vadă propășire că vine Domnul în biserică și ne cercetează cu Duhul Sfânt. Așa-ți dori să se vadă în bisericile noastre. Să nu mai putem de prezența lui Dumnezeu. Să se întâmple ca pe timpul lui Ezechiel, să coboare slava lui peste biserică. Asta ne dorim, fraților. Propoșirea pe care o dă Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, mărit să fie numele. Haideți să intrăm în rugăciune și dacă ne dorim ceva, să ne dorim ca Domnul să intre în viața noastră și să ne dea propoșire. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta în această seară. O, laudă Ție!
actual. Slăvit să fie Domnul. Auzeam că mai nou, la început, era așa salutul dimineața, sau, mă rog, oamenii spuneau o zi bună, o zi binecuvântată. Acum noul salut este o zi profitabilă. Totul este economic, totul este ban, totul este interes lumesc, dacă vreți. Și mă gândeam în timp ce fratele Iosif vorbea așa frumos de Solomon, de propășirea lui, mă gândeam că și apostolii au făcut urări în sensul acesta, și apostolul Ioan îi face lui Gaiu, în a treia epistolă a sa, îi face o urare, cred că ni se potrivește fiecăruia dintre noi, potrivit cu acest cuvânt binecuvântat care l-am auzit. Și versetul 2 spune: prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine. S-ar fi putut opri aici și aici erau cuprinse toate lucrurile, dar le lămurește în același verset 2 și spune: și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Dacă ești bolnav cu sufletul, să fii bolnav și cu trupul. Dacă ești sănătos cu sufletul, să fii sănătos și cu trupul. Aceasta este urarea. Vă place? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să sporească sănătatea noastră cum sporește sufletul nostru. Și propășirea, se spunea așa de frumos, este doar cu Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Haideți să continuăm frumoasa noastră părtășie din această seară și cu toții să ne unim, să cântăm spre slava Domnului. Apoi fratele Natanael va lăuda pe Domnul cu o cântare, fratele Caleb va recita o poezie, fratele Bogdan va continua și el să cânte spre slava Domnului, și după aceste cântări, după aceste puncte, ne rugăm pentru fratele slujitor, fratele Nelu Todor, care este din Biserica Domnului din Gosen, împreună cu frații, este împreună cu noi, va continua să aducă cuvântul Domnului, Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să-l întărească, și continuăm să ne rugăm și Dumnezeu să ne dea biruință fiecăruia. Amin. Și cred că ne putem descurca să slăvim pe Domnul. Stau privind îndepărtări, cu ochii ațintiți spre sări, de cumva de te zăresc printre oștile cerești. Dar revezi am fârfâit, mă îndeamnă dor să-ți descuraja, ce-a fost scris va fi așa. Dar nădejdea fâlfâit, mă îndeamnă dor să-ți cânt. Sufletul descuraja, ce-a fost scris va fi așa. Ca și David mă frământ, ziua noaptea cugetând, izbăvire de-o-i avea, voi vince lupta grea. Dar nădejdea fâlfâit, măi de-am de-ndor să-ți cânt. Descuraja, ce-a fost scris va fi așa. Dar nădejdea fâlfâit, mă îndeamnă dor să-ți scânt. Sufletul descuraja, ce-a fost scris va fi așa. Valuri negre mă lovesc, gânduri mari mă copreșesc, luptă-n
bine necetat, gândul rău și cel curat. Dar nădejdea fâlfâi mă îndeamnă-n dor să-ți scâng sufletul descurajat. Ce-a fost scris va fi așa. Dar nădejdea fâlfâi mă îndeamnă-n dor să-ți scâng sufletul descurajat. Ce-a fost scris va fi așa. Slăvit să fie Domnul! Amin! Stăteam și acum am cântat, am ascultat îndemnul, propășire. Doresc ca Dumnezeu să dea tuturor la propășire. Am stat și m-am gândit și aș vrea să vă spun, am fost odată și am cântat undeva și la sfârșit m-au așteptat doi tineri și știu că a venit unul la mine și a spus: măi, uite, am vrea să facem o echipă și gotăm ceva profesional. O să uite, avem aici pe băiatul ăsta, zice, a terminat facultatea de teologie, mai avem un instrumentist la chitară, e numărul 1. Și au început să facă acolo o reclamă și au arătat în ce mod au propășit ei. Și acum așteptau un răspuns din partea mea. Și am stat și m-am gândit și am zis aici, poate sunt unii care au venit și au spus: Doamne, dar eu n-am o voce atât de bună, Doamne, dar eu nu cânt atât de bine la instrument, dar vreau să te laud pe tine. Și poate sunt unii aici și spun întrebarea: Doamne, dar numai cel ce a făcut școala de muzică poate să cânte, dar numai cel ce are o voce deosebită poate să te laude. Și le-am spus: auziți, dacă Dumnezeu ar fi căutat oameni profesioniști, ar fi fost pe undeva prin conservatoarele de muzică, ar fi fost pe la operă, dar Domnul este prezent aici în adunarea Lui și Domnul caută o inimă sinceră în această după masă. Caută o inimă deschisă în care să se coboare și să găsească o laudă sinceră, să găsească pe cineva care dorește cu adevărat să-i dedice viața ca laudă pentru Dumnezeu. Știți de ce avem nevoie? Ne-am săturat de spectacole, ne-am săturat de oameni cu bani și oameni care caută locurile înalte. Vrem puterea lui Dumnezeu să se coboare în biserică. Vrem în casa lui Dumnezeu să simțim că Duhul Sfânt este la lucru. Vrem să simțim că Dumnezeu e Cel ce ne cercetează inimile. Nu știu dacă dumneavoastră vreți la fel. Credeți că Domnul este prezent aici? Eu cred că Duhul lui Dumnezeu în acest moment este aici, deși El a fost prezent de când a intrat primul frate aici. El este prezent în casa Lui și vrea să ne cerceteze. Aș vrea să vă spun că am o dorință vie ca Domnul să-mi umple inima cu Duhul Său Cel Sfânt, să toarne puterea Lui și din nou să plecăm de aici întăriți că Domnul ne-a ascultat și ne-a binecuvântat. Slăvit să fie Domnul! Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu este aici. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu este aici. Căci Duhul Lui, puterea Lui aici. Duhul Lui, puterea Lui aici, e aici. Duhul Lui, puterea Lui aici.
Să bată în disperare la uși, coiate. Și din dosul ușii mirele le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc.
dar am fost cu celelalte cinci, am fost prezente, am fost atente, am avut și noi niște pași, parcurs. Cum adică ne cunoști? Adevărat vă spun că nu vă cunosc. De ce? Atunci când trebuia să fiți gata, n-ați fost. Ești sau nu gata? De ce? E aproape. E atât de aproape miezul nopții. E aproape miezul nopții. E ceasul de veghere. Și în candele uleiul se mistuie în tăcere. E ceasul așteptării, al nopții întunecoase. Fecioare chipzuite, aveți ulei în vase? Sunt semne sus în ceruri și jos aici. Războaie, televiziunea umple, de-a dreptul umple pământul cu gunoaie, rachete varsă moartea prin flăcări nemiloase. Fecioară chipzuită, aveți ulei în vase? Din sateliți răzbește până la noi cuvântul, cu tremure frământă, din temelii pământul și clocot în oceane, cicloane furtunoase. Ficioare chipzuite, aveți ulei în vase? În Bosnia, da, în Bosnia e geamăt. E ciumă în Filipine, e Rusia în freamăt, America în rușine. În China zvon de tunuri, în Africa de oase. Ficioare chipzuite, aveți ulei vase? E aproape miezul nopții și semnele sângloată, Hristoși de minciună înșeală lumea toată. Fecioare prigonite, cu fețe luminoase, fecioare chipzuite, aveți ulei în vase? Ce se încred în Domnul vor fi biruitori, vor fi martiri din nou în lume. Penetru credința lor. Dar cine cheamă al său nume va fi biruitor. Atunci se vede starea, credința și răbdarea și dragostea celor ce-au crezut. Cu Domnul Iisus de multe sau numele pe frunte, unui Dumnezeu necunoscut vor alerga din casă în casă cu tainicul cuvânt. Cu 666
cele bune legăminte. Pe frunte sau pe mâna dreaptă, la cei ce-l vor primi. Dar cei aleși și puși deoparte se vor împotrivi. Amin? Atunci se vede starea. Credința și răbdarea și dragostea celor ce au crezut. Cu Domnul Iisus pe munte sau numele pe frunte, unui Dumnezeu. Atunci se va vedea credința și tot ce nouă ni s-a spus. Acei ce rabdă suferința vor merge cu Iisus. Acel ce nu primește semnul rămâne desprăcat. El nu mai poate ca să vâdă și nici la cum păra. Atunci se vede starea, credința și răbdarea și dragostea tuturor ce-au crezut. Cu Domnul Iisus pe munte sau numele pe frunte, unui Dumnezeu necunoscut. Iar cei ce vor primi pecetea vor fi favorizați. Ei vor avea belșug în casă, dar au fost înșelați, căci lepădarea lor de Domnul îi va nenoroci. Ei vor rămâne în pediapsă, când Domnul va veni. Atunci se vede starea, credința și răbdarea și dragostea celor ce-au crezut în Iisus. Cu Domnul Iisus pe munte sau numele pe frunte, o, nu-i Dumnezeu necunoscut. Arhanghelul cel sfânt anunță, căci nu-i mult și mirele pe nori el va veni. Și din necazurile grele
Iisus pe toți ne va răpi. Atunci și fiara și prorocul în focul cel nestins, și anticrist va arde veșnic, căci Domnul i-a învins. Atunci se vede starea cu toții. Atunci se vede starea. Credința și răbdarea și dragostea celor ce-au crezut. Cu Domnul sos pe munte vor sta aceia care vor lupta, lupta până la sfârșit. Cu Domnul sos pe munte vor sta aceia care Doamne, ajută-ne! Binecuvântat să fie Domnul! Iubiți frați și surori, doresc să mai avem puțină răbdare până la încheierea serviciului din seara aceasta și cel mai greu pentru cei care predică mai la urmă. La început toată lumea e entuziasmată de ce se aude, de ceva nou în adunare. Însă așa se întâmplă și ca și slujitor, am parte de această, să zic, de aceste lucruri la evanghelizări pe unde merg. Tinerii cântă, ei tot cântă cântările și apoi rămâne și fratele la urmă. Când deja frații, mai ales duminică dimineața sau și duminică după masa și la evanghelizări, oamenii și așa suntem noi, ne place foarte mult muzica, ne plac cântările și la alea suntem foarte atenți. Însă mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne mai dea răbdare să stăm puțin în fața cuvântului lui Dumnezeu. Ar vrea să continui ceea ce fratele Iosif a început aici, ceea ce tinerii cântau. Și înainte să aduc câteva cuvinte, aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații de aici din Cluj. Și am auzit de Biserica Betania, am auzit despre lucrarea pe care ați făcut-o aici și acum spun și eu ca și Iov. Ochii mei au ajuns să vadă. Îi spun din toată inima, nu să vă lau sau să se laude cineva, ci spun Domnul să vă binecuvinteze. Pentru lucrarea care ați făcut-o aici și cu ceea ce ați lucrat aici pe pământul acesta, vă veți întâlni într-o zi în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Vorbea fratele Iosif și aș vrea să continui în ideea pe care a început-o el și Duhul lui Dumnezeu mă îndeamnă astfel. Vorbea despre propășire. Și aici s-a citit în această seară cuvântul despre fecioarele înțelepte și cele neînțelepte. 5 din ele au propășit și 5 din ele n-au propășit. Vreau în această seară să ne ocupăm și trăim o vreme în care din punct de vedere material e foarte greu să propășești, numai dacă Dumnezeu se mai îndură de câte unul. Că asta e situația economică actuală. Dar vreau să vă spun, oare din punct de vedere spiritual, de ce nu propășim? Eram cu, să fie vreo lună de zile în urmă, cu regionala de Arad, Timișoara, Caransebeș, s-a făcut o adunare cu toți slujitorii din biserică și exact asta a fost tema. De ce nu mai propășesc bisericile penticostale? Nu ne interesează în seara asta de ceilalți. Suntem noi în starea aceasta. De ce nu mai propășesc bisericile penticostale? Din punct de vedere numeric, din punct de vedere al rugăciunii, din punct de vedere al stării spirituale a multor oameni. Și au spus frații tot felul de lucruri și au dat argumente. Și argumentul cel mai puternic spunea, din cauza vremurilor pe care le trăim, a influenței păcătoase care este în societatea noastră, de aia biserica este afectată.
Vreau să citesc în această seară, iubiți frați și surori, și să mă alătur cuvântului care a fost citit la început. Nu mă despart de cartea aceasta pe care Evanghelistul Matei o scrie. Și cu câteva capitole mai înainte, Domnul Iisus Hristos relatează Evanghelistul Matei, vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, ca despre un mare eveniment care îl așteaptă lumea creștină, și se vorbește despre o nuntă. Cuvântul Domnului spune în Matei, capitolul 22, Iisus a luat cuvântul și a zis, a vorbit iarăși în pilde și a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. În capitolul care a fost citit în această seară, despre fecioarele înțelepte, cuvântul Domnului spune în capitolul 25, împărăția cerurilor se va seamănă cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Contextul același, o nuntă. Ar vrea să ne imaginăm și puțin să stăm din punct de vedere pământesc. O nuntă, ce îți spune dacă îți spune fratele slujitor, dă invitație la toată biserica într-o seară și spune să veniți la nunta fiului sau fiicei mele? Cum te simți? În sfârșit, o seară, două ore, trei ore de liniște. Mergem acolo, vorbim cu frații, mâncăm o mâncare bună, ne mai povestim unii pe alții. Nunta e un prilej de bucurie. Nimeni nu plânge, nimeni nu vorbește de rău pe unii pe alții la nuntă. Nunta ne duce într-o stare de bucurie. De aceea Domnul Iisus Hristos compară împărăția celor, spune, împărăția celor se aseamănă cu un eveniment pământesc, cu nunta. Dar nimeni nu merge la nuntă de capul lui și nimeni nu merge la nuntă, spunea Domnul Iisus Hristos, așa cum vrea El. La nunta aceasta pe care a pregătit-o Dumnezeu, spune, acolo mergem cu pretenția pe care o are Dumnezeu, una singură, să fim îmbrăcați toți la fel. Citesc în această seară câteva versete la care vreau să medităm și apoi să stăm în rugăciune. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorul, legați mâinile și picioarele și scoateți și aruncați-le în tunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Ar vrea să întreb în această seară, am crezut că doar la Timișoara și doar în biserica noastră îi starea aceasta peste biserică. Duminică seara n-avem loc, băgăm câte un scaun în adunare. Unde-i toată adunarea într-o seară de rugăciune? Toți sunt la lucru? Toți au fost chemați în seara asta să meargă în alte biserici la evangelizare? Unde-i biserica când într-o seară Hristos se prezintă aici și vrea să ne vorbească prin cântare și prin cuvânt profetic la început? Mulți sunt chemați și mulți vin seara la adunare, dar puțini sunt aleși. Și asta vedem și de aici, de pe pământ. Hristos spune, nimeni n-o să ajungă la nuntă dacă nu se îmbracă cum vrea Dumnezeu, spune cuvântul aici. Vreau să vă spun, dacă aminteam și spuneam, dacă careva dintre slujitori ne invită la nuntă. În urmă cu vreo două luni am fost la un frate slujitor din Arad. A făcut o nuntă foarte mare fiului său, peste 800 de invitați, la o sală foarte mare din Arad. Acolo nu te mai cunoșteai unul cu altul, 800 de oameni erau la nuntă. Am trăit o stare, n-am fost niciodată la o nuntă așa de mare. Cu soția chiar vorbeam la masă cu frații care eram împrejur acolo, spuneam, extraordinar, ce nuntă deosebită. Au dus omul ăsta o orchestră acolo, mesele aranjate frumos, pe jos mochetă, totul era la foarte minuțios. Înainte cu vreo lună de zile să mergem la nuntă, soția îmi spune, știi că trebuie să mergem la Arad la nuntă? Am spus, știu. Aveți cu ce mă îmbrac? Eu n-am probleme. Eu spus, eu mi-am cămașa care am fost duminica trecută și mă duc la nuntă. Dar soția avea o problemă. Și cred că asta se întâmplă în foarte multe familii. Problemă soțiile, fetele, când merg la o nuntă, cum să se gate mai bine, cum să se îmbrace mai frumos. Te gândești că toată nunta ar sta cu ochii pe ele. Dar ele să se simtă bine. Părul să-i fie aranjat, haina să fie bună și marele pericol și nu știu de ce, un flagel între surori. Nu se pot duce corochie de la o nuntă la alta. De parcă toate le-ar vedea numai pe ele. Trebuie și am și eu experiența asta în casă. Atunci eu am spus, nu, du-te, cumpără-ți o roche nouă. Să fii și tu acolo, să te simți bine la nuntă. A să uita cineva, cred că au venit mirele sau aplaude pe soția mea, dar ea trebuia să se simtă bine. Am înțeles-o.
Toate erau la fel. E soția prietenului meu și a păstorului și soacra mică și soacra mare. Toate erau gătite, zici că de aici încolo nu mai trebuie să îmbraci alte haine. La nuntă te îmbraci special, că e un moment special nunta. La fel Dumnezeu, spune Domnul Iisus Hristos, a pretins un singur lucru invitaților, să se îmbrace cu haina pe care le-o dă El. Ar vrea să spun, dacă la nunta asta mare ne-ar fi spus mirele sau mireasa, dacă avea pretenție, toți să-mi veniți îmbrăcați în verde, crezi că aș fi avut curaj, sau soția mea, să mergem îmbrăcați în roșu? Nu. Era pretenția mirelui. Spune, mă, dacă o spus să mergem în verde, în verde ne îmbrăcăm. Dar n-a zis, ci o lege între noi, să mergem la nuntă foarte gătiți și să ne apreciem unii pe alții. Ar vrea să vă spun, iubiți frați și surori, trec de aici în ceea ce înseamnă spiritual. Domnul Iisus Hristos vorbea pământește, să înțeleagă oamenii, să înțelegem și noi în această seară. Plecând de aici, de pe pământ, și cred că seara asta pentru mulți, nu-i de fapt decât un pas mai încolo spre împărăția lui Dumnezeu. Seara aceasta, și dacă nu vine Domnul săptămâna asta și cealaltă, nu sunt decât pași spre împărăția lui Dumnezeu, spre marea nuntă. Dar iubiți frați și surori, cuvântul Domnului spune că Domnul Dumnezeu a intrat la nuntă și acolo era unul care și-a permis să intre fără haină. Fără haină. Vreau, iubiți frați și surori, acest gând să-l am în această seară pentru biserică și fiecare dintre noi să ne cercetăm, să vedem cu ce suntem îmbrăcați în drum spre veșnicie. Aș vrea să spun în această seară, cuvântul Domnului spune, când cei poftiți la nuntă au refuzat chemarea, a spus stăpânul să mergeți la răscruci de drumuri și să chemați pe oricine vă va ieși în cale. Nu mai răpesc timpul să citesc. Și spune cuvântul Domnului acolo, să chemați și răi și buni. Foarte interesant. La nunta mea n-am chemat niciun aurolac. La nunta mea n-am chemat niciun homosexual. Când eu m-am căsătorit, am făcut o listă cu invitați și mi-am chemat numai prietenii și numai oamenii care știam eu că îmi pot face cinste la nuntă. Dar la nuntă în veșnicii o să fim surprinși să vedem oameni care aici de ei am spus că au fost răi, dar la nuntă în veșnicie vor avea loc. Binecuvântat să fie Domnul. Va fi o nuntă specială. Va fi acolo stare cum noi nu ne putem imagina. Apostolul Pavel spune, cuvântul lui Dumnezeu a ajuns în cer. El n-a văzut nunta, a văzut locul unde o să aibă loc nunta. Și a spus Pavel, ceea ce am văzut acolo nu se poate descrie. Ceea ce am văzut acolo unui om nu este îngăduit să vorbească. Iar vreau să vă spun, pentru o nuntă pământească, oamenii atâta se pregătesc, dar în drum spre veșnicie luăm cu așa mare ușurătate calea aceasta și starea aceasta a întâlnirii cu Dumnezeu. Deci mă rog în această seară ca Dumnezeu să trezească duhul minții noastre. Hristos și astăzi iasă în drum și cheamă oameni la mântuire. În timp ce noi în această seară stăm în adunare, Hristos în lumea întreagă le iese la oameni în cale și cheamă la mântuire. În urmă cu 2 săptămâni de zile, împreună cu biserica, după o săptămână de post și rugăciune, într-o sâmbătă după masă ne-am organizat, și asta a fost viziunea bisericii noastre, să facem o evanghelizare în cartierul în care Dumnezeu ne-a așezat. Am început acolo pe la ora 2 să instalăm boxe, să pună tinerii cântări. La ora 2, la ora 6 începea serviciul de evanghelizare, cu predicatori, cu cântăreți, cum se face la o evanghelizare. Începând la ora 2 să ne montăm toate sculele muzicale acolo, se oprește la un moment dat un om cu o bicicletă foarte răblăgită, se pune lângă gard și stă și ascultă muzica. Se trage mai aproape de noi acolo, se așează pe o bancă și începe omul ăsta și plânge și plânge și plânge. Cântau cântări de-a noastră, din biserică, care vorbeau de Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. Se oprește omul ăsta acolo pe bancă, m-am tot uitat la el, după vreo oră, două să fi fost. M-am dus și m-am apropiat de el și am spus, domnule dragă, ce faceți aici? A spus, nu știu ce-i cu mine, vreau să stau cu cineva de vorbă. Am spus, poți să stai cu mine. Uite, noi am organizat Biserica Gos în evanghelizarea asta, ce te-a adus aici? A spus, domnule dragă, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Am plecat de acasă și știu unde mă duceam. Nu știu, spunea omul ăsta, am plecat să mă sinucid. Aveam por bagajul de la bicicletă, o funie. I-a spus, mergeam pe stradă în jos, cam așa mari probleme în casă,
am așa mari supărări cu soția, am o fată de 5 ani, n-am loc de muncă, nu mai are rost să trăiesc. Și în timp ce treceam pe aici, pe lângă, am organizat pe terenul de basket de acolo din cartier, spune, în timp ce treceam pe aici pe drum, mi s-a rupt furca la bicicletă și n-am mai putut să merg. M-am așezat lângă gar și am auzit muzica asta cântând aici la voi. Și m-am oprit și am venit aici aproape și ceva s-a răscolit în mine. Și am înțeles din cântările care le-am auzit că viața mea are sens. Am stat, nici nu știam ce să-i spun omului acesta. I-am spus, Mariane, stai până la sfârșit și vezi că Dumnezeu o să-ți vorbească și prin cuvânt și prin toate cele. Și vorbim apoi la sfârșitul evanghelizării. Ar vrea să vă spun, în seara aia, Mariana a stat de la ora 2, s-a oprit acolo, și până seara la 9 ce s-a terminat evanghelizarea. A spus, eu la fiecare 5 minute fumam o țigară. De la ora 2 n-am mai fumat nici o țigară, nu mai simt nevoia să fumez, spunea Marian. Duminică dimineața Marian a venit la noi la adunare. Știți de ce? Nu că eu predic, ci că Hristos și astăzi cheamă oameni la mântuire. Cu Marian într-o zi ne-am întâlnit cer. Și cu frați care au cântat în adunare, poate nu o să-i vedem acolo. Hristos are o pretenție în seara asta. La nuntă în veșnicii să fim îmbrăcați la fel. Nu păstorul cu haină mai lungă, nu prorocul cu haină deosebită, nu văzătorul îmbrăcat cumva, ci Hristos a spus la nuntă, toți o să fiți îmbrăcați la fel. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cum de unii cred că o să ajungă în veșnicii așa cum vor ei? Cuvântul Domnului spune, când Dumnezeu, când împăratul a intrat în odaia de oaspeți, Domnul Iisus Hristos dă pildă lucrul acesta ca să trezească mintea noastră în seara aceasta și să înțelegem că e de fapt șoapta și amăgirea celui rău. Crezând că unii pleacă spre veșnicii așa cum vor ei, crezând că unii au pornit spre cer și sunt în drum spre acolo, dacă cântă o cântare, dacă el predică în adunare, îi drept și el să stea la nuntă cu Domnul. Nu, cuvântul Domnului spune, haina pe care o porți, aia o să-ți dea drept să stai la nuntă în veșnicie. Ar vrea să spun, haina aceasta se deosebește când un om se întoarce la pocăință. Ar vrea să vă întreb, cunoașteți aici în biserică oameni care s-au întors la pocăință și ai spus despre el extraordinar? Ce schimbare în viața acestui om! Cum vorbește omul ăsta? Cum se comportă? Nu l-am auzit vorbind de rău, n-am auzit bârfind pe nimeni. Și același om, după 10 ani, după 20 de ani, te uiți la el și te întrebi, ce s-a întâmplat în viața lui? Nu mai vede bine pe păstor, bârfește biserica, vorbește de rău, un om răzvrătit. Vreau să te întrebi, ce s-a întâmplat cu el? În această seară aș vrea să-ți spun, știi ce fac astfel de oameni? Și-au dat haina jos. Când împăratul a intrat la nuntă și a spus omului acesta, omule, unde ți este haina? Cum ai